Fero, iubim apa. Găsit la o nouă ediție Cine ești tu? Azi îl avem alături pe Cristian Doru Olteanu, medic ortodont. Bine v-am găsit, domnule doctor! Bună ziua, bine ați venit! Mulțumim că ați acceptat să stați cu noi la o poveste. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Spuneți-ne pentru început, ca să vă cunoască telespectatorii mai bine, câteva cuvinte despre dumneavoastră, despre profesie. Ce să zic, sunt medic primar ortodont de vreo 10 ani. Lucrez cu drag ortodonția. Am făcut școala în Cluj, la primele clase la liceul Miracoviță, după care, datorită dragostei mele enorme pentru informatică, adică nu am înțeles nimic din ea, am trecut pe un profil de chimie-biologie la liceul Nisifor Ghibu, aici în cartierul Grigorescu, un liceu absolut minunat, un liceu superb. Din punctul meu de vedere, cred că este cel mai frumos liceu care există în orașul acesta. Este un liceu absolut încântător, în care profesorii și elevii sunt la același nivel, sunt prieteni și se înțeleg. Este pur și simplu o bucurie că am terminat acel liceu și de fiecare dată când trec pe lângă el, pentru mine este cu inima deschisă. Deci anii de liceu au fost mai frumoși decât anii facultății? Să știți că da, probabil. În ideea în care, bun, făcând abstracție de clasa a noua de la liceul Racoviță, unde, ok, liceul este bun, informatica era un gen de limbă străină pentru mine. Sigur că pe vremea aceea la modă era informatica, de fiecare dată informatică, toată lumea trebuia să facă informatică, programare, materie nouă, nu. Mult prea abstractă din punctul meu de vedere și mult prea puțin tangențială cu oamenii și probabil de atunci aveam o vocație pentru o legătură cu oamenii. Iar anii de liceu de la liceul Ghibu au fost absolut splendizi. Deci au fost minunați. Deci sunteți clujan și ați rămas clujan, în oraș ca să studiați. Din potrivă, din Grigorescu, de când m-am născut și am rămas în Grigorescu până acum. Deci mai restrângem un pic decât clujan, da. Și cum a fost facultatea? De ce ați ales specializarea asta, ortodonția? Acolo este deja o poveste mai lungă. În primul rând am dat la medicină pentru că, v-am spus, simțeam o vocație de a avea tangență cu oamenii. Mi-a plăcut foarte mult în școală chimia și fizica. Biologia mai puțin, era o materie de învățat pe de rost, de memorat și mie îmi place logica oarecum. Și o să vedeți că de aceea am ales și ortodonția. Pe ideea de logică. Am vrut să dau la medicină, admiterea era grea, se dădea fizică, chimie, biologie, cum v-am spus, dar am zis, ok, dacă intru la stoma, unde media era mai mare, este bine, dacă intru la medicină, este bine și urmează să-mi aleg viitorul la un moment dat, pe timpul facultății. Am intrat la stoma și am mers 6 ani frumoși la stomatologie, cu lucruri frumoase de învățat, cu colegi frumoși, cu o universitate frumoasă și până la urmă m-a atras, am rămas și acolo, mai departe. Trebuie să vă întreb, ați avut frică de dentist în copilărie sau în adolescență? Nu, niciodată, nici de ace, nici de dentist, nici de nimica. Nu, mă duceam cu drag, deloc, nu. Dar de unde credeți că vine frica asta de dentist? De ce ai văzut dentistul ca un bau-bau? A, să vă zic de ce, de la părinți. De la părinți. Pentru că în momentul când copilul face o boacănă, părintele, fără să aibă pic de idee psihologică a ceea ce face, spune, ok, ai făcut o boacănă, te așteaptă injecția. Clar. Și atunci, pentru fiecare copil, acea injecție este văzută ceva de coșmar. Pur și simplu, simpla prezența unui ac, care fie vorba între noi, acum sunt acei mici, netraumatice, sunt absolut finuțe. Doar seringa îi produce copilului o stare de stres. Și ce îmi place mie, după prima anestezie pe care le-o fac unui copil, pentru că eu lucrez ortodonție, dar extracții de dinți temporar se mai fac întotdeauna. Dar eu nu am simțit nimic. Serios? Și atunci de ce eram așa speriat? Nu știu, spuneți tu problema. Anunțe-i și pe alți colegi de-ai tăi că anestezia nu este cine știe ce. Da. Și anii studenției cum au fost? Cu multă muncă.
pentru că eu am pornit întotdeauna pe o idee. În momentul când trebuie să înveți, înveți. Pentru că doar așa poți progresa în viață. Ai 6 ani de învățat, învață. Bine, nu înseamnă să înveți în fiecare weekend, nu înseamnă să înveți în fiecare zi, dar asta este menirea ta la momentul respectiv. Și așa cum în viitor un medic își face treaba bine, așa cum un ziarist își face treaba bine, așa și un student aș face treaba bine înseamnă a învăța. Chiar dacă de multe ori noțiunile pe care le înveți nu sunt cele care te ajută pentru viitorul tău, nu sunt atât de importante. Asta este, asta se cere, trebuie să-ți faci meseria, respectiv datoria atunci și să înveți. Și am învățat. Vi s-a părut foarte încărcată programa față de alte universități, de exemplu, din europene? Nu prea am termen de comparație. Știți care este diferența? Compar cu medicina generală. Noi la medicină dentară învățam și materiile de specialitate, bun, ele erau baza, dar învățam și materiile de generală, pentru că, pe bună dreptate, noi nu suntem dentiști, suntem medici. Problema e că, de foarte multe ori, acele materii de medicină erau mult prea amănunțite. Atunci haideți să lămurim care e diferența dintre un medic dentist și unul ortodont. Niciuna este doar supra-specializarea de după, de la rezidențiat. Deci toată lumea, orice medic, fie că e chirurg dento-maxilofacial, fie că este ortodont, fie că este parodontolog, face 6 ani de facultate, după care medicină dentară, după care urmează specializare, examenul de rezidențiat. Și când voi ajunge acolo, vă voi spune că e cel mai greu examen de lumea asta care există. Și apoi supra-specializarea în funcție de norocul pe care l-ai și priți la specializare. Și practic un medic ortodont pune aparate dentare? Da, și teoretic și practic pune aparate dentare, mai multe tipuri de aparate în funcție de vârstă, de tipul de anomalie și de tot. Care e vârsta minimă a pacienților care vin la cabinet? Să țin un curs de orto scurt acum, așa mic că vă spun. Da, ideea este că o mare parte dintre anomaliile dentomaxilare sunt cauzate de probleme funcționale, adică de proasta contracție a mușchilor perioral din jurul dinților, mușchii buzei, mușchii obrajilor, mușchii limbii. Ei, dacă această funcționare anormală a musculaturii periorale este observată la vârstă mică, ea trebuie tratată de la vârste mici, pentru că pe măsură ce copilul înaintează în vârstă, tonicitatea musculară este mai greu de modificat cu fiecare an. Și atunci, în cazul unor anomalii de etiologie funcțională, deci de cauza proastei contracții musculare, tratamentul trebuie început timpuriu și am avut pacienți la care le-am pus aparate ortodontice de la 4-5 ani. Nu aparate complicate, aparate simple de corectare a tulburărilor funcționale, dar de la 4-5 ani. Și vârsta maximă? Până la ce vârstă ne mai putem pune un aparat dentar? Nu contează vârsta cronologică, contează vârsta țesuturilor dentare. Atâta timp cât parodonțiu și osul este sănătos, eu pot să aplic o forță pe dinte ca să deplasez dintele, să-l aliniez. Deci mie, dacă îmi vine un pacient la 60 de ani cu osul maxilar și mandibular de 30, eu pot să-i pun fără nicio problemă. Dar dacă îmi vine un pacient de 15 ani cu o igienă deficitară, cu parodontopatie, cu retracții gingivale și osoase, nu mai pot să-i pun. Deci vârsta maximă este vârsta dentară, să fie dinții parodonțiu, deci țesutul de susținere a dinților sănătos. Dar la orice vârstă e la fel de eficient aparatul dentar? Da. Din ce ați observat? Da. Adică sigur tratament... Adică dacă tratament... îți pui la 30 plus, o să fie la fel de eficient ca și atunci dacă l-ai eficiența, pus la 20? Eficiența, da. Da, eficiența, da. Problema e durata de timp. Sigur că dinții de la anumită vârstă se deplasează mai greu. Deci eficiența este aceeași, durata de timp a tratamentului diferă. La vârste mici este mai scurtă, la vârste mari este mai lungă. Cum arată o zi obișnuită în cabinetul dumneavoastră? O zi obișnuită de muncă? Frumos, zic eu. Adică atâta timp cât intru în cabinet și mă simt bine, eu zic că frumos. Eu lucrez la cabinet doar după masa, începând cu ora 1-2 până seara și pur și simplu arată cu pacienți frumoși, cu tratamente, sper eu, în mare parte reușite, cu o muzică la radio, cu zâmbete cu pacienții și cu mulțumire sufletească la sfârșitul programului. Și majoritatea pacienților sunt copii? Nu, majoritatea sunt adulți. Totuși am aflat așa pe surse că sunteți foarte iubit de pacienți. Mulțumesc frumos, și mă bucur. Căutat și de părinți care au copii. Mulțumesc și frumos. Reușiți să calmați, aveți un efect foarte bun asupra pacienților, reușiți să calmați copiii. Care e secretul?
Da. Secretul este să fii uman cu ei. Și există două moduri de a lucra cu pacienții. Am spus întotdeauna că fiecare medic are calitățile lui. Cred că pacientul, dacă s-ar duce la orice cabinet ortodontic din Cluj, rezultatul tratamentului ar fi unul bun, pentru că fiecare dintre colegii mei știu meserie, asta sunt convins. Diferența o face modul de a-ți apropia pacientul. Modul de a-l face în momentul când vine, și aici nu mă refer doar la copii, mă refer și la adulți, modul de a-l face în momentul când vine la cabinet să se simtă bine. Și aici încep cu atmosfera din cabinet, cu o muzică, cu faptul că oricâte probleme am avea noi, nu încercăm să ni le expunem, încercăm să-i întâmpinăm pe pacienți cu un zâmbet, cu o stare de bine, chiar dacă ascundem probabil câteodată probleme și noi, că fiecare dintre noi avem probleme, să ascultă o muzică în fundal, să... Ce muzică? Clasică? Rock. Rock? Rock. Rock la dentist. Rock la dentist. Să știți că marea parte a pacienții mi-a spus că e cea mai bună muzică. Rock. Acum, muzică clasică. Că nu se spune despre asta clasică, că liniștește, care e efect terapeutic. Cum de pe surse rock-ul. Asta îmi place mie. Acum că le place și lor, am primit feedback. Deci mențin rock-ul. Și te ține și fresh pentru 8 ore de muncă, știți? Muzică rock, da. Și asta este momentul în care pacientul intră în cabinet și are prima legătură vizuală cu cabinetul și cu medicii care lucrează în cabinetul respectiv. Iar după aceea contează să explici tot ceea ce îi faci. Adică un tratament ortodontic, în cazul meu, de exemplu, presupune etape, presupune sau nu extracții de dinți permanenți. Și să știți că mare parte din pacienți spun, ok, de ce să-mi extrag un dinte sănătos? Adică, cum? Eu am un dinte sănătos, eu de ce să-l extrag? Și atunci trebuie explicat mecanic, fizic, ok, eu îți extrag acel dinte ca să-ți creez spațiu, ca să-ți aliniezi restul dinților. Deci acea extracție este justificată. Pacientul trebuie să accepte, să înțeleagă și să accepte de ce îi se face acel tratament. Pentru că, încă o dată, tratamentul ortodontic este bun oriunde, toți știu. Problema este să lămurești pe pacient de ce se face acel tratament, de ce trebuie să treacă prin anumite manopere, care este justețea acelor manopere și să înțeleagă că tot este spre și pentru binele lui. Și cât timp alocați acestor ședințe de consiliere a pacientului? O jumătate de oră. După ce vine pacientul prima dată, luăm noi modelele, asta înseamnă examinări paraclinice, radiografii, modele și tot, facem un studiu de caz, de modele, de radiografii, după care mă reîntâlnesc cu pacientul și povestesc, depinde cât de repede înțelege sau cât de greu este și tratamentul, dar în medie o jumătate de oră să înțeleagă aproximativ fiecare etapă din tratamentul. Și copiilor cum le explicați ca să înțeleagă ce se întâmplă? Aici este întrebare drăguță. Acolo le explic fie copiilor, care spre mirarea mea sunt și la 7-8 ani și înțeleg perfect și îmi pun întrebări foarte pertinente, fie le explic părinților și după aceea e treaba lor să le explice acasă, să le traducă în limbajul lor. Aici nu știu, depinde de copil. Depinde, am copii foarte cooperanți și extrem de inteligenți. Deci la o vârstă mică pun niște întrebări pe care nici studenții mei nu mi le pun. De exemplu? Apropo, sunt chestii de cum să spun, de amănuntele tratamentului ortodontic. Vă dau un exemplu, cum am zis, cu extracția dinților. Eu scot un dinte ca să creez spațiu pentru alinierea dinților frontal, de exemplu, care sunt înghesuiți. Copiii și-au dat seama foarte bine, ok, dar spațiul este mai mare decât spațiul de care aș avea nevoie ca să-mi aliniez dinții, deci decât gradul de înghesuire. Adică deja au calculat imediat, ok, eu îmi extrag un premolar 8 mm, gradul de înghesuire de 5, ce facem cu restul de 3? Dar în momentul când vine întrebarea asta de la un pacient de 7 ani, rămâi mască și apreciezi. Deci, da, gândesc. Și dacă ar gândi studenții, ar fi super în anul 5, așa, dar să știți că ei de multe ori gândesc mai bine decât studenții. Cum vă explicați? Prin plictiseala studenților, nu știu. Unde vă regăsiți cel mai bine? La catedră sau în cabinet? La catedră. La catedră. Eu am zis că în momentul când mi-am ales meseria, în primul rând sunt om, în al doilea rând sunt pedagog și în al treilea rând sunt medic. Asta este ordinea pe care o văd eu. Și care sunt calitățile de bază ale unui pedagog bun? Am ajuns la subiectul care îmi place poate și mai mult decât medicina. Să fii clar, să fii coerent,
să știi să-ți expui ideile, să ai drag față de pedagogie, să ai drag față de studenți, dar să fii și suficient de, nu știu dacă termenul e potrivit, dur, încât să știe studenții de frică. Cum să știe de frică? Cu note mici? Da, nu cu drag, cu vorbe frumoase, cu cursuri bune, cu încercarea de a-și ține cursul încât studentul o oră jumate să fie în priză, să nu-l plictisești, dar 12 cursuri pe semestru eu mă chinui să dau maxim. Ei au 2 ore în timpul examenului când se vor chinui să dea maxim. Dacă nu reușesc să dea maxim, îmi pare rău. Este momentul lor, știți? Ăsta e momentul, scurt. De 2 ore. Poți să fie prezenți la toate cursurile. Momentul lor sunt în acele 2 ore de examen sau o oră jumate. Știu, este bucuria mea. Nu știu, este supărarea mea. Dar nu știu și trebuie răspunsul să fie în concordanță. Ca atare ați descoperit și ce reputație aveți printre studenți? Dacă v-au poreclit? Dacă nu vă îndrăgesc? Nu, am fost decan de suflet. Asta a fost bucuria mea supremă. Am fost decan de suflet, mai mult nu mai doresc. Și cred că asta spune tot. Spune tot, nu mai vreau nimic în plus. Și în ceea ce privește relațiile cu studenții, dar și cu pacienții, până la urmă, sunteți și ca un fel de psiholog pentru ei. Eu totdeauna am zis că foarte bine merge medicina cu psihologia, mână în mână. Adică un medic ar trebui să fie și un psiholog bun. Sau este obligatoriu să fie un psiholog bun, pentru că dacă nu merge. Pierzi cu pacienții? Studentul. Nu-ți vin. Nu știu dacă îi pierzi. Aici e o chestie foarte interesantă. Nu-ți vin. Pentru că eu văd foarte multă publicitate. A, cabinetul meu este localizat acolo, este cel mai bun, are de toate. Iar zic, calitatea de om contează. Și calitatea de om nu ți-o poți expune publicitar. Îți vine primul pacient, te înțelegi bine cu el. Bineînțeles, faci un tratament bun, dar asta este incontestabil pentru orice medic ortodont din Clujul ăsta și din țara asta și din lumea asta. Și sigur îți va mai aduce alți doi. Și următorii doi îți mai aduc alții. Și nu-i pierzi, nu-ți vin. Este o diferență, pentru că eu vă garantez că în momentul când un pacient vine la un medic, el vine, bine, except în faptul că are urgență și intră pe ușă în disperare la cabinetul respectiv, el vine știind ce se întâmplă în cabinetul ăla, știind cine este medicul și primind informații despre medic de la alții. Și atunci nu ți-i pierzi, nu-ți vin. Ați avut și vreo situație mai nefericită cu vreun pacient care să se ridice de pe scaun să plece sau un copil care să plângă și să nu stea nicicum la tratament? Da, sigur că da. Cu pacienți care au plecat, nu, mă bucur, n-au fost. Dar cu copii care au plâns, da. Da, și care n-au vrut să stea, da. Și din păcate, nu vreau să forțez acolo nota, eu nu lucrez în cabinet cu așa ceva, sunt alte cabinete în Cluj care folosesc inhalosedare cu protoxid de azot și decât să-i traumatizez eu pe copii încercând să le fac o extracție sau ceva, mai bine se duc la colegii mei, le fac o inhalosedare, îi calmează și tratamentul e mult mai ok, deci nu am insistat. Le-am oferit posibilitatea de a alege alte cabinete care lucrează cu inhalosedare. De ce nu optați pentru anestezie? Anestezie cu anestezie, vă referiți la inhalosedare, da, sau anestezie? E anestezie, de fapt? Este un amestec de oxigen și protoxid de azot pe mască, care îl relaxează, nu? Protoxidul de azot gaz ilarian. Este relaxat copilul și la propriu. Pentru că acele posibilități de inhalosedare sunt folosite mai ales de cabinetele care se ocupă de tratamente de stomatologie pediatrică, deci nu de ortodonție, cum este focusat cabinetul meu, ci de tratarea carilor la copii, ceea ce eu nu fac. Și atunci, asigur că eu nu am încercat să mă focusez pe direcția asta, nefiind în specialitatea mea. Dacă mai tratez o căriuță așa izolată la copii, sigur că da, mai schimb un pic ortodonția, mai lărgesc un pic spectrul, dar nu sunt neapărat focusat pe stomatologie pediatrică ca și tratament acare. Vă amintiți și vreo întâmplare frumoasă, drăguță, poate amuzantă din cabinet cu micuții pacienți? Aș avea multe, cât durează interviul, stăm până mâine, cam multe. Vă acordăm. Da. Da, mai ales inteligența copiilor mă frapează. Acum, sigur, nu vine o întâmplare super amuzantă, dar mă fascinează când vin copiii și sunt mai maturi decât adulții. Vine copilul cu mama,
În general, se spune că în stomatologie nu-i bine ca părintele să stea lângă copil. Eu sunt de altă părere, îl poftesc ca să fie și părintele convins că se simte bine copilul pe scaun, să nu stea stresat în sala de așteptare și invers, copilul să fie relaxat că își vede părintele lângă. Dar când părintele este stresat, aici e o problemă mare, pentru că îi pasează stresul copilului. În mare parte copiii primesc cu pârnia stresul părinților și încep să se streseze și ei. Dar am avut situații inverse, când copilul era mai matur decât părintele. Iar mama se învârtea în jurul scaunului. Dragul meu, te doare? Te doare, dragule? Te doare? Nu, mamă. Sigur, nu te doare. Nu, mamă, ți-am spus. La care după un minut de discuții de astea, mamă, te rog frumos să ieși afară. Eu sunt suficient de mare ca să mă descurc, așteaptă dincolo. Mama a făcut o față șocată, a ieșit și tot toate cu stormă. Și ce vârstă avea copilul? 7-8. Dar a pus-o la punct. Foarte inteligent. Mi-a plăcut, mi-a plăcut. Cum se face că sunt atât de precoce copiii de azi? A, asta mă întreb și eu, nu știu. Dacă aflați răspuns de la alte interviuri, să-mi spuneți și mie. Este o întrebare pe care mi-o pun permanent. Eu nu eram așa la vârsta lor, eu eram mai pueril. Nu știu, probabil lumea în care trăim, mass media, gadgeturile, faptul că pot să aibă acces la toate informațiile, și bune și rele, nu-mi explic, dar sunt mult mai precoce. Tehnologia a adus și avantaje și dezavantaje. Da. Dumneavoastră sunteți tată, la rândul dumneavoastră. Nu. Nu? Nu. Nu. Nici tată, nici căsătorit. Mai aștept, mă mai bucur de burlăcie un piculeț și de libertate. Și când va veni momentul, cum credeți, în ce spirit ați dori să vă creșteți copiii? În spiritul unei libertăți limitate. Nu știu dacă sună bine așa. În spiritul în care psihologia copilului, apropo de discuția de a fi și psiholog, doar din ce am făcut în facultate, copilul este foarte maleabil la vârstă mică. Toate informațiile care îi se dau la o anumită vârstă sunt încorporate de mintea proaspătă a lui, fără discernământ. Și atunci cred că nu copilul este de vină pentru anumite acțiuni și pentru un fel de a fi din viitor, ci de vină sunt părinții și apropiații care nu știu să îl ajute pe copil să trieze informația bună de informația rea. Pentru că un copil poate să privească orice minune la televizor, poate să vadă orice emisiune stupidă la televizor, poate să prindă orice pagină de net aberantă. Sunt multe lucruri bune la televizor, multe lucruri bune pe internet, dar foarte multe lucruri greșite. Și dacă ele sunt încorporate fără discernământ de copil, el va imita acțiunile pe care le vede și nu-i ok. Deci l-aș crește în spiritul în care va trebui să înțeleagă că în primii ani de viață trebuie să discearnă binele de rău și nu poate el. Eu trebuie să-l ajut să discearnă. În afară de pasiunea pentru medicină și pentru predat, ce alte pasiuni mai aveți? Muzica, aia rock de care vă vorbeam înainte, așa. Formații de la noi sau din străinătate? Din străinătate și nu neapărat actual. Dintre cei actuali ador Disturbed și Kings of Leon, dar mai ales rock-ul vechi, 80-90 ani vechi, când eu, 90 mai puțin, 80, când eram micuț, și primeam casete video de la niște cunoștințe din Germania. Erau topurile muzicale și, apropo de ce am zis acum două minute, mintea era foarte maleabilă. Ca un burete absorbe tot. Ca un burete absorbe tot și a absorbit muzica anilor 80 cu ea, am rămas și acum în suflet. Da. Dar cum se trăia atunci tinerețea în Cluj, în Clujul din acele vremuri? Nu foarte depărtate? Mergând în fiecare sâmbătă, duminică cu tata, să sper să găsesc o înghețată pătrățoasă, era ca și un pachet de unt acum, nu se putea, n-avea băț, deci se putea la tine pe mână, da, îți curgea toată pe mână, dar o savurai din plin. Și era un tip care umbla prin Cluj cu un cărucior, cu acadele, nu-l uit,
și încapăt la Grigorescu, duminica nu mai era acolo, era o raritate, dar în fiecare duminică, și când ajungeam în fața magazinului, care pe vremea aia se chema Fortuna, în capătul Grigorescului, eu mă uitam așa, oare e nenea cu bicicleta, să-l văd acolo, mamă, când era bucuria mea. Și da, cu jocuri de copii neautomatizate, cu, nu știu cum se numeau alea, de sărit pe asfalt, cred că cu un suflet mai pur. Și în prezent, cât timp mai aveți să dedicați, să zicem, pasiunilor muzicii, în afara programului de lucru? Pe lângă muzică, excursiile, și încerc pe cât posibil. De la cabinet aș putea, nu, că sunt propriul meu șef și aș putea să-mi iau câteva zile libere să plec. De la universitate nu pot și atunci încerc în vacanțele universitare cât de mult să vizitez lumea. Pentru că ador excursiile și consider că fiecare loc nou văzut este un, nu știu cum să zic, un diamant în plus pentru sufletul tău. În câte țări ați fost până acum, dacă ați contabilizat? În Europa, în mare parte din Europa, mai puțin țările nordice, Belgia, Olanda nu am fost, dar prefer zonele sudice și însorite, gen Italia, Spania, Grecia, chiar și iarna, așa, o mică vacanță prin Malaga, Alicante, de câteva zile, prinde perfect. Deci vă place să călătoriți mai mult vara? Îmi place să călătoresc vara sau să schimb atmosfera urâtă de februarie din Cluj cu atmosfera mai plăcută de februarie din sudul Spaniei pentru 3-4 zile. Ați fost și tentat să emigrați? Nu. Niciodată? Nu. Și știți de ce? Este o întrebare foarte țintită. Pentru că eu consider că nici în Occident nu sunt câinii cu covrigi în coadă. Pe de o parte. Pe de altă parte, ți-ai creat un nume, ai muncit aici, un respect față de oameni, față de tot, și ar trebui să fii absurd să te gândești când poți aici, poți, dacă vrei cu adevărat poți să-ți găsești aici ceva, să te duci să o iei totul de la zero. Probabil sunt anumite situații, știu foarte mulți studenți de-ai mei care au plecat, anumite contexte în care cu adevărat vrei să pornești viața de la zero, iar atunci cu adevărat dacă îi să pui în balanță, o pornești aici sau o pornești afară, preferabil afară. Dar dacă nu simți nevoia să o pornești de la zero și dacă vezi că ai construit treptat totul, merită să rămâi aici, pentru că poți. Dacă vrei cu adevărat, din punctul meu de vedere în România, poți, cu piedici, nu zic, cu suișuri, cu coborâșuri, dar poți. Medicii sunt foarte căutați în străinătate. Da. Deci, practic, cei care pleacă au aproape asigurat un viitor strălucit. Și da și nu. Și da și nu. Am vorbit cu foarte mulți medici, mai ales de stomac, care au plecat în străinătate. Mare parte s-au realizat, dar să știți, știu și cazuri de studenți de-ai mei care s-au întors. Pentru că probabil au avut fie expectanțe mult prea mari, fie pur și simplu nu s-au acomodat. Deci nu este 100% sigur că se ajunge la un rezultat. Cât timp ați fost în străinătate? Ați fost nevoit să apelați la medicină de urgență? Sau nu, Doamne, mulțumesc, niciodată, nu. Deci nu ați avut contact direct cu sistemul medical? N-am avut, niciodată. Ca să puteți face o comparație? Niciodată. Am avut contact doar cu relaxarea, soarele și atât. Nu, niciodată. Și țara de suflet? România. Tot România rămâne. Tot România. Dar dintre destinațiile de vacanță? Spania. Pentru soarele de acolo, Tosca. Pentru soare, pentru lumea relaxată, pentru așa un cumul de factori, un pachet care ți-l oferă. Și revenind la activitatea dumneavoastră, așa. Spuneți-mi care a fost cea mai mare provocare pe drumul carierei? Examenul de rezidențiat, v-am spus acum vreo câteva zeci de minute că a fost. Examenul de rezidențiat se dă după 6 ani de facultate. După 6 ani de facultate tu poți profesa stoma general, ceea ce înseamnă orice în afară de specialități. Specialități însemnând ortodonție, chirurgie. Dacă tu, ca și medic, simți gustul ortodonției sau al chirurgiei, va trebui să tragi foarte tare ca să prinzi primele locuri la examenul de rezidențiat, pentru că ortodonția și chirurgia sunt foarte căutate. Și examenul de rezidențiat a fost provocarea vieții mele. Clasnic. Bibliografia a fost undeva la 3000 de pagini, care erau diferite de cărțile din care s-a dat licența. Deci eu a trebuit să învăț în septembrie pentru licență
din cărțile de Cluj, normal, din care am învățat și în timpul anului, dar pentru rezidenția din cărți de București, pentru că examenul era național, au fost informații oarecum noi, iar grilele au fost foarte amănunțite. Deci procente, valori, și la examenul de rezidențiat era un fel de a încerca să corelez stăpânirea de sine cu toceala, ceea ce mie nu-mi place, cu logica, și trebuia să găsești un echilibru foarte bun ca să poți să iei un punctaj care să-ți permită să intri la o specialitate căutată. Cum ați sărbătorit după ce ați intrat? Nu credeți că mi-a mai venit? Am dormit 3 zile, n-am mai ce să sărbătoresc. Am fost atât de zen și de pierdut, am fost fericit în sinea mea că am intrat și în rest eram complet pierdut, nu știam unde sunt. Și a trebuit să-mi revin 3-4 zile, nu sărbătoare, nici gând. Eram absolut obnubilat și pierdut după. Sigur, fericit, dar nu, eram șocat. Și cât timp ați dedicat atunci învățatului pentru examen? Deci am pornit din anul 5, semestru 2, deci un an jumate. Dar așa se poate. Și repetat. Și care sunt bucuriile cele mai mari, dar și mici, pe care le aveți în activitatea de zi cu zi? Activitatea profesională? Da. Zâmbetul pacientului. Poate sună aiurea, dar așa este. Faptul că pacientul este zâmbind din cabinet. Intră trist, supărat și iese zâmbind. Intră vesel și iese tot vesel. Asta e lucru bun. Intră vesel și iese tot vesel. Am avut o pacientă care era foarte, foarte deschisă, foarte open-minded. Și a intrat și mi-a spus: wow, sunt fericită, chiar am avut o discuție cu taximetristul care m-a adus, m-a întrebat unde mă duc, i-am zis la cabinet, abia aștept. Mi-a spus că s-a uitat taximetristul: domnișoară, nu vă spărați, unde mergeți? La stomatolog, abia aștept. Nu vă cred. Credeți-mă. Da, deci intră vesel, pleacă vesel, asta e o bucurie. Feedback-ul studenților, faptul că după fiecare curs cu studenții îi văd că apreciază cursurile și că am de obicei un feedback de la ei. Și oricât de dur aș fi la examenul final, cum v-am zis înainte, notele sunt tot mari. Ceea ce înseamnă că mare parte dintre studenți acordă feedback-ul. Și ăsta e un lucru pozitiv pentru mine, da, mă simt fericit pentru asta. Și pe lângă asta, sigur, bucurile de zi cu zi, o primăvară, o floare din grădină. Acum am floresc trandafirii. Tabieturi aveți? Da. Da, am o agendă absolut maniacal scrisă, în care încerc să-mi trec cam tot ce am de rezolvat de pe o zi pe alta, pentru că dacă nu zic că sunt enorm de multe, dar nu-mi place să uit de lucruri. Atâta timp cât am promis cuiva ceva că am de făcut sau când știu că am ceva de făcut, dacă uit, mă stresez și nu-mi convine mie. Și atunci am un tabiet de a verifica agenda dimineața și seara, așa din doască în doască, să vedem ce am făcut, ce nu am făcut, ce mai urmează să fac, ce am de făcut ziua următoare. Da, deci am o agendă pe care o consult așa, care ține loc și de un fel de jurnal pentru mine. Deci nu numai agenda cu activități, e și o agenda personală, adică nu cred că aș lăsa pe multă lume să o vadă. Sunt activitățile pe care le-am de făcut, dar și chestii de suflet pentru mine. Da, deci tabietul este acea agendă, nu știu, tabiet mai este să încerc să citesc în fiecare seară. Cărți de specialitate sau literatură? Nu, literatură. Literatură, SF, fantasy și horror. Asta este. Asta este genul care m-a atras de când eram în școală pentru mine. Eliade a fost extraordinar. Am savurat opera lui Eliade, spre deosebire de alți autori, și probabil ăla a fost momentul în care, și aici o să fac o paranteză cu ce v-am zis chiar la început, am avut o doamnă profesor de limba română impecabilă la liceu aici, la Onisifor Ghibu, un om splendid. Niciodată nu ne cerea să... Știți cum se cere în clase? Să faci compuneri, să faci analize literare. Nouă ne spunea foarte clar: dragii mei, voi nu sunteți analiști literari, voi nu sunteți scriitori. Tot ce vreau eu să vă fac în clasa a 10-a, 11-a, 12-a este să vă dau bucuria de a citi. Să vă dau dragul de a ține o carte în mână. Pentru asta nu trebuie să faceți nici comentarii literare, nici compuneri. Trebuie să citiți și să vă placă. Plus o chestie pentru care era strong: să vorbiți corect, să scrieți corect. Gramatica este literă de lege, pentru că voi, dacă nu vorbiți și nu scrieți corect în limba voastră maternă, este grav. Și să vă placă să citiți, restul sunt povești. N-am făcut nicio compunere 3 ani de zile, dar am adorat să citesc de atunci.
dacă v-ar fi supus analizelor literare și compunerilor, cum se obișnuiește, ar fi fost cititul o corvoadă? Eu sunt convins că da, pentru că îți creează un feedback negativ. Pentru că eu poate am altă inclinație, poate am inclinație spre chimie, spre ortodonție, spre medicină, sunt un pic mai pragmatic, poate eu nu pot să fac compuneri. Și dacă tu ești obligat în fiecare zi din săptămână sau în fiecare săptămână să faci o compunere și nu poți să o faci pentru că nu ești înclinat spre direcția de litere de tot, simți cumva că tot ce înseamnă limba română, dar faci așa un, cum să spun, un cumul de gramatică, de citit, de compuneri, nu este ok. Și atunci tu trebuie să faci diferența. Ok, nu ai inclinații spre, nu știu, spre a scrie, spre a picta, nu ai inclinații artistice pe care eu nu le am, de niciun fel. Nu înseamnă că nu trebuie să vorbești corect și nu înseamnă că nu trebuie să iubești să citești. Și vocația la ce vârstă se poate descoperi? Care e vârsta ideală sau potrivită? Nu știu dacă viața te duce pe drumul spre care ai neapărat vocația. Adică tu îți descoperi vocația. Știți, vocația mea sau vocație. Dorința mea cea mai mare nu a fost medicina, nu a fost ortodonția, nici acum nu. Dacă vroiam să-mi aleg o meserie în lumea asta, era să fiu controlor de trafic aerian. Și asta o spun până mor. Problema e că este greu. Pentru că acolo îți trebuie anumite materii care nu neapărat le ai la suflet, gen matematică sau ceva. Mi-a plăcut, probabil dacă progresam, învățam matematică, dar medicina a fost ceva mai palpabil, mai ușor, mai la îndemână. Dar în continuare zic că eu controlor de trafic aerian. De bună întrebare, pentru că în primul rând comunici cu piloți din toată lumea asta și deși nu-i vezi tet-a-tet, poți să ai o comunicare cu niște oameni care sunt la kilometri distanță de tine, să-i saluți și doi la mână, pentru că ai o responsabilitate enormă, adică ai viețile pasagerilor și atâtor zeci și sute de avioane care sunt pe cer la un moment dat în mâinile tale și ai o responsabilitate, nu ai voie să dai greș. Deci avionul e mijlocul preferat de transport? Da, îl ador. Înseamnă că majoritatea timpului călătoriți cu acest mijloc de transport. Da, da. Legat de profesia de medic, dacă ne întoarcem la ea, care sunt cele mai întâlnite mituri cu care v-ați confruntat de-a lungul carierei? Mituri despre dentiști. O să încep spunând altceva. Specialitatea mea de ortodonție e un pic diferită. Aici trebuie văzut în momentul când un pacient vine la medicul dentist pentru că are niște probleme acute, niște dureri. El nu vine mânat de o dorință intrinsecă. Uite, eu vreau să-mi pun ordine în gură, zic în ghilimele, să-mi aranjez cavitatea mea orală. El vine mânat de o problemă dureroasă, nu are ce face. Nu și-ar dori niciodată să calce pragul unui cabinet stomatologic. Dar asta este, nu are ce face, este nevoit. Acolo, de acolo se nasc miturile. De la ideea că pacientul vine într-o stare de, în primul rând, nu vine mânat de dorința intrinsecă a lui. În al doilea rând, vine într-o stare dureroasă, într-o stare de problemă acută pe care o are la nivelul cavității orale. Și atunci, trăirile lui și atitudinea lui față de medic nu sunt cele reale. El percepe medicul stomatolog și atmosfera și cabinetul diferit decât un om care vine din proprie dorință. La ortodont e un pic diferit. La noi ni se adresează pacienții conștienți că vor să-și îndrepte dinții. Deci ei văd foarte obiectiv tot ceea ce se întâmplă, pentru că ei pornesc pe dorința lor intrinsecă de a-și îndrepta dinții. Deci mai degrabă acele mituri care vi le voi spune sunt valabile nu pentru medicina, pentru specialitatea de ortodonție, ci pentru stomatologia, hai să zic, nu știu, de urgență, pot să-i spun așa, stomatologia generală. Na, mituri, medicul, vai, medicul ortodont îmi face, îmi face extracții și tratamente fără anestezie. Vai, deci doare la medicul că am crezut că s-ar până pe tavan, i-am și găurit tavanul omului, așa am sărit de pe scaunul stomatologic. Te trântește pe scaun, îți pune cleștele în gură, vezi acolo care are un kilometru lungime și ți-l bagă acolo, după aceea nu-ți mai simți jumate fața, scoate dinții, dar așa greu mi l-o scos, dintele mi l-o tăiat în 5 bucăți, tot cât e o bucățică de dinte, o tras, curgea transpirația pe săracul medic, de cum se chinuia și el să scoată, tot era sânge pe mască, pe ochi, pe tot, este așa un fel de carte de horror pe care o citesc eu, știi? Exact. Ăsta e mitul.
Asta e mit. Eu nu cred că se întâmplă așa. Dar tu, trăind într-o stare de surescitare că te doare dintele și nevrând să vii, probabil chiar așa vezi. Adică eu nu cred că este invenția pacientului. Este interpretarea exagerată într-o anumită direcție a ceea ce se petrece în cabinet. Probabil ăla s-a stropit cu un picor de sânge din extracție, dar acel picor este văzut o adevărată inundație de pacientul într-o stare de stres. Astea sunt miturile la ortodonție, nu neapărat. Nu. Și reușiți să le demolați, aceste mituri? Făcând ortodonție, sincer, nu prea am tangență cu miturile. Adică, ok, dacă ei doresc să se ducă la stomatologia de urgență, să le fie de bine. La mine vin cu drag, pentru că ei doresc, la mine pleacă zâmbind, eu încerc să fac tot ce-mi stă în putere, să le întreb dinții, să-i fac să zâmbească, să se simtă bine. Singura problemă la ortodont este că tratamentul durează. Ok, o extracție, te duci la medicul stomatolog, faci extracția în 10 minute, la revedere domnul pacient, la revedere domnul doctor, gata. La ortodont tratamentul 1 an jumate, 2 ani de zile, parte proastă, la un moment dat se satură săracul pacient de ortodont și vine la final și spune domnul doctor, țin la dumneavoastră, mi-ați făcut așa lucruri bune, dar așa m-am săturat, când scap, nu mai pot. La care doctorul îi spune, știți, sunteți un pacient minunat, vă iubesc și eu, dar abia aștept să scap de dumneavoastră, să terminăm tratamentul. Dar se și creează legături. Deci partea negativă este că tratamentul e lung, durează și trebuie să... Cât de lung? Ani de zile? V-am zis, 1 an jumate, 2 ani și un pic. Cel mai lung? Până la 2 ani? Sunt tratamente ortodontico-chirurgicale care necesită și intervenții chirurgicale pe oasele maxilare și mandibulare care pot să dureze până pe la 3 ani. Deci sunt tratamente. Cum se face că aproape... un sfert dintre români au probleme cu dinții și totuși nu se tratează. Aici este puțin, încă o dată, separat de specialitatea mea. Poate o să divaghez un pic și o să spun că există mai multe tipuri de pacienți din punctul meu de vedere. Pacientul este până la urmă om. La fel cum există atâtea tipologii umane, este logic să existe atâtea tipologii de pacienți, pentru că pacientul este om, zic din nou. Sunt oameni pe care, nu vreau să judec, nu este în felul meu să judec, dar am remarcat, pe care nu interesează starea de sănătate a ceva ce nu se vede sau ceva ce li se pare lor că nu se vede, dinții. Adică, nu-și dau seama că dacă ei sunt plini de procese carioase la nivelul dinților frontali, se vede și când zâmbești îți creează o stare de neplăcere pentru cel căruia îi te adresezi. Ei nu realizează și ei consideră, ok, dinții sunt ceva, atâta timp cât pot ronțui ceva, nu e o problemă. Mă doare un pic, iau un algocalmin, o aspirină și îmi trece, oricum nu se văd. Din fericire, tipologia asta de pacienți este tot mai rară. Există tot mai mult pacienți care se preocupă. Și acum revin puțin la specialitatea mea. Există tot mai mulți părinți care, chiar dacă nu au avut o grijă teribilă față de propria dantură în tinerețe, la vârsta adultă, își dau seama de neplăcerile cauzate și încearcă să-și trateze copiii. Și asta pe mine mă fascinează. În ideea în care îmi vin părinți de la sat, îmi vin părinți din locuri în care eu nu credeam niciodată că se gândesc de la ei să pună un aparat. Mă scuzați că vă întrerup aici. Există diferențe între pacienții care vă vin de la sat și cei care vin de la oraș? Din punct de vedere ortodontic, la mine nu, pentru că eu mă bucur că toți vin în ideea de a se pune un tratament ortodontic, dar să știți că, din păcate, da, am citit o serie de studii la colegii mei legat nu de ortodonție, ci de problemele carioase și de incidența cariei dentare și a problemelor dentare la pacienți din mediul urban și rural și, din păcate, da, mediul rural este destul de rău, dacă nu foarte rău. Incidența cariei este mult crescută. Pacienții care au un aparat dentar trebuie să urmeze și un regim special alimentar și o igienă orală specială? Poate cel mai rău pentru pacient este, după ce termin de aplicat aparatul și le povestesc 5 minute care sunt grădirile, săracii pacienți se uită cu niște ochișori, mă refer mai ales la cei mici, dar să nu credeți că și adulții. Și le spun așa... Ce nu au voie să mănânce? Asta este, le spun așa, ce nu aveți voie să mâncați? Alimente lipicioase, gen caramele, așa, nu le mănânc, ok, până aici e ok. Și mai ce? Alimente dure, gen
role de pâine, gen migdale, caju, alune, migdale, caju, nu mai am voie, nu, fai. Crustă de pizza, popcorn. Păi dacă le zdrobesc, se pot consuma. A, bine, atunci nu mai o savoare, nu vă supărați, ați zdrobite, ce de... Ori le ronțe, ori nu le mai, asta nu mai e nicio caju zdrobită, aia nu se mai pune. No. Și nu au voie să muște din alimente, gen mai ales fructe, mere, piersici, pentru că desprind bracheturile de pe dinți din cauza fricțiunii și se complică tratamentul. Și atunci, în momentul ăla de final în care le spun asta nu, asta nu, asta nu, asta nu, este foarte șocant. Iar ceea ce îmi spun pacienții la sfârșit, după un an jumate, și le dau jos aparat ortodontic, primul lucru când vin, îmi spun, domnul doctor, știți ce am făcut când am ajuns acasă? Am mușcat dintr-un măr. Cu atâta hasnă. Să-ți fie de bine. Mulțumim pentru prezență încă o dată. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Cu mare drag oricând. Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru atenție. Rămâneți cu NCN. Iubim apa.